Doar Tu ești, Doamne, Sfânt. Exchange, despre schimbul de pe cruce, da? Ceea ce s-a întâmplat pe cruce. Și unul din momente este că Iisus s-a făcut, Biblia ne învață, da? Iisus s-a făcut sărat pentru noi să devenim bogați. Dar toate lucrurile care noi primim în viața noastră, noi primim prin credință. Înțelegeți? Credința este cheia pentru ca lucrurile care sunt scrise aici să devină reale în viața noastră. Da? Aici poate să fie scris orice. Dar dacă noi nu avem credință, dacă noi nu avem cheie, nu știm PIN codul, poți să găsești diferite carduri. Da? Deci, haideți vă zic eu. Vă dau un exemplu. Voi știți că în lumea bancară sunt diferite carduri. Carduri plastice. Așa. Unul este cel mai ieftin, dar este foarte scump. Este card de sănătate. Nu rămâne asta, da? Dacă nu ai cardul ăsta, trebuie să plătești bani. Dar dacă ai cardul ăsta, atunci e bine. Ok. Dar este cel mai ieftin. Deci, practic, nu are mare valoare. Apoi, există... Nu, o asta. Ai. Am mai mult. Nu, da. Nu știu. Presupunem asta. Un tip de card... Dar nu sunt decât două tipuri. Visa și Maestro. Da. Dar Visa și Maestro sunt la diferite niveluri. Este... Cirrus Maestro sau Visa Electron este cel mai jos nivel, cam să spunem casă, nu e asta, dar ok. Cam asta, cel mai jos nivel de card. Oricum am trebuit de acolo. Sau, de exemplu, să fie Mastercard, da? Este deja un clasic, este ceva mai scump, costă mai mult să susține. Apoi este Silver, costă mai mult, apoi este Gold, costă și mai mult și este Premium Class. Deci costă și mai mult susținerea, suportul cardului. Dar știți, cardul ăsta, chiar dacă îl pierd și dumneavoastră îl găsiți, nu contează câți bani sunt pe el. Nu puteți să-l folosiți nici într-un caz dacă nu știți PIN-ul. Dacă știți PIN-ul, atunci este pentru voi costisitor. Este beneficiați mai mult. Da? Acum, aici este o bogăție întreagă. Dar dacă noi nu știm PIN-ul, nu știm cum să folosim acest card, nu credem în bogăția aceasta, pentru noi nu contează acest lucru nimic. Nu putem să folosim. Și noi trebuie să credem în acest cuvânt. Iisus s-a făcut sărac pentru ca noi să devenim bogați. Înțelegeți? Primul pas este credința. Trebuie să crezi în acest cuvânt. Haideți să citim de la Galateni, capitolul 6, versetul 7. Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați. Da? Nu vă înșelați. Noi putem să fim înșelați. Știți? Poate cineva să ne înșele, dar poate noi însuși pe noi să ne înșelăm. Aici Pavel spune, nu vă înșelați. Da? Vă zic adevărul. Dumnezeu nu se lasă, nu lasă să fie cum? Bagiocorit. Adică nimeni nu poate să facă mișto de Dumnezeu. Aaa, vezi, ha-ha! Eu am avut dreptate, dar tu nu ai avut dreptate. Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Asta ce înseamnă? Că ceea ce Dumnezeu spune, lucrurile acestea funcționează. Da? Deci Dumnezeu se ține de cuvântul Său. Dacă Dumnezeu promite, înseamnă că El și face acest lucru. Și apoi spune, ce seamănă omul, aceea va și se cerea. Uitați-vă, ieri am fost la conferință și a fost un pastor cu care a ieșit de picioare și a spus, eu am această oportunitate să citesc Biblia în trei limbi, pentru că cunosc limba rusă, limba română și limba bulgară. Și spune, eu citesc Biblia în trei limbi, în rusă, în română și în bulgară. Eu am numai două. Foarte rar m-am găsit la traducerea engleză, dar în mare cazul în rusă și în română. Și el spune, acest verset, știți, în limbi diferite sună la fel. El spune, eu credeam că poate în limba bulgară va suna altfel cumva.
poate să fie altă traducere, poate ceva greșit cei care au tradus în rusă sau în română. Dar nu, vă știți că acest verset îi sună la fel în toate limbele. Dumnezeu a spus exact așa. Ce seamă omul, aceea și va se ceară. Este foarte important ca noi, dacă vrem, să ca acest cuvânt să fie îndeplinit în viața noastră, noi trebuie să semănăm. Noi trebuie să fim credincioși de om. Dar ca să fiu un pastor bun pentru voi, eu zic adesea că unul din viciile românilor nu vă supărați, dar este lenea. Așa am observat eu. Nu toți sunt excepții, dar mai majoritatea, părerea mea, este viciul acesta. Că aici nu prea vreau să muncească. Așa, îi place majoritatea de vorbă, la o cafeluță, la discuții, decât să muncească. Și nu vreau ca voi să fiți așa. Pentru că Biblia spune că lenea este păcat. Și vreau ca să vă provoc să îmi dovediți ceva despre voi ce este greșit. Aș vrea să mă greșesc eu. Și vă fac ca să nu fiți puturoși, ca să nu fiți leneși, vă fac ca să fiți harnici. Aici sunt doar 13 foi. Pentru mine, care nu cunosc limba română la nivel de limba maternă, da? Deci limba maternă este altă. Pentru mine ține o oră să citesc acestea foi. Pentru mine. Pentru voi, care cunoașteți limba română, este limba voastră maternă, citiți foarte bine, ați făcut școala, ați făcut facultăți, asta va dura, cred că, jumătate de oră, nu? Probabil. Sau 20 de minute. Foarte, foarte puțin. Vă provoc. Este începutul unei cărți care este scrisă de Robert Kiyosaki, este destul de renumită, foarte renumită în toată lumea, și numește Tată bogat, tată sărat. Da? Aha. Și eu o să vă tipăresc cartea respectivă, ca să mă cumpărați, economisesc banii voștri, costă 30 de lei pe internet, dar ca să economisesc banii voștri, ca să-i jertfiți Domnului, eu o să vă tipăresc. Săptămână cu săptămână, câte un capitol. Aici este introducerea și primul capitol. Deci o oră, câte ore are o zi? 24. Și o săptămână? 7. Asta ce eu, zi de 168. 168. Dintr-o 168 de ore, o oră, puteți să găsiți? Da. Pentru mine o oră, pentru voi jumătate de oră, da? Deci dacă n-ați să găsiți o oră, asta înseamnă că eu am dreptate, că românii sunt leneși. Nu? Indisciplinați. Dar dacă găsiți, asta înseamnă că eu mă bucur pentru voi, că dumneavoastră voi sunteți harnici, da? Ok, bine. Deci, să găsiți jumătate de oră, să citim 13 foi despre această carte. Eu vă promit că dacă veți citi cartea aceasta și veți încerca să o aplicați în viață, viața dumneavoastră o să vă schimbe. O să se schimbe. O să vedeți lucrul acesta. În domeniul financiar. Aceasta nu este carte religioasă, nu este scrisă în baza Bibliei sau ceva, explicați, este o carte practică. Da? Dar exact așa cum noi citim acest verset. Aici noi nu vedem ceva supranatural, da? Noi vedem lucrurile foarte practice. Ceea ce omul seamănă, aceea și va se cera. Dar următorul verset scrie, uitați-vă, deja lucrurile, explicațiile spirituale. Următorul verset. Cine seamănă în firea lui pământească, da? Va se cera din firea pământească ce? Putrezire. Ce înseamnă putrezire? Ceva se strică, nu? Da. Putre. Și ce faceți dacă ceva se strică? Mâncați, pregătesc mâncare din asta, nu? Aruncați, nu e de folos, nu? Dar cine seamănă în Duhul, adică în Dumnezeu, în principiile lui Dumnezeu, aici este legea spirituală. Va se cera de Duhul viața veșnică. Aceasta va aduce prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Și vă îndemn această dimineață ca noi să semănăm. Să luăm darul noastră de bună voie, să luăm zeciuiala noastră care ați pregătit. Și să semănăm în împărăția lui Dumnezeu. Să fim ascultători de acest principiu.
ca Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Dar Tu ești, Doamne, sunt în veci. Sunt, 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 doar Tu ești, Doamne, sunt.